Unul dintre proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Zalău de miercuri 23 martie a generat discuții aprinse. Astfel, vânzarea unor active aflate în proprietatea SC Uzina Electrică a iscat controverse legate de gestionarea resurselor municipiului, dar și de planul de dezvoltare al orașului. O parte din consilierii municipali au încercat să atragă atenția că nu doar multinaționalele contează în dezvoltarea orașului nostru, ci că ar trebui să avem mai multă aplicare asupra capitalului autohton. Din discuțiile de la ședința de Consiliu Local reiese că aprobarea vânzării unor active din proprietatea SC Uzina Electrică este dezirabilă pentru administrația locală. Astfel, drumul din spatele cetului care face legătura cu centura Zalăului și care se dorește a fi mutat în altă parte pentru a satisface necesitățile multinaționalei, este condiționat de obținerea activelor Uzinei Electrice Zalău. Drumul de care discutam acum câteva luni prin spatele cetului, care va face legătura la centură. Da, deci singurul care pot să îl spun este ceea ce mi s-a transmis și nouă, el este, sau depinde realizarea acelui drum de această tranzacție, dacă se va realiza sau nu. Deci, în momentul în care se realizează tranzacția, există disponibilitatea de a se realiza această investiție pentru a se putea întregi acel patrimoniu pe care îl are tenarii. Dacă va fi el câștigătorul licitației. Bun, și dacă va fi altul, acolo mai avem niște firme care rămân... Păi, vor, li se va asigura accesul, li s-a asigurat și până acum. Tot în această ordine de idei, sigur că eu efectiv nu știu, dumneavoastră probabil o să-mi răspundeți, că sigur trebuie să știți și știți care e fondul, știu eu, de teren pe care l-are municipiul, care, adică să-l poată pune la potențial investitori la dispoziție. Chiar așa avem așa de mult teren încât ne permitem să... Sigur că să ne lipsim, că eu cred că și tenarii sunt cauză, e atractiv mai ales terenul, nu atât obiectivul economic care... Mă rog, nu a lucrat de un an, de doi, de când nu mai lucrează acolo și... Eu zic să ne gândim. Nu e o reavoință, eu zic că e nevoie de mai multă analiză și să gândim și pe viitor ce anume vrem să dezvoltăm, ce vrem să facem. Adică să nu dăm posibilitatea tenarului să-și facă... A, nu, tenarul sunt probabil și într-o o concesiune de 10 ani, de 15 ani, probabil că va fi la fel de interesat. Părerea mea este că în afara capitalului adus de multinaționale ar trebui să ne apelăm un pic și asupra capitalului autohton și cred, eu chiar cred, că o concesiune pe durată de 49 de ani cu suplimentarea care se poate face, poate să permită unui investitor să-și gândească un plan de afaceri. În primul rând, în al doilea rând, hotărârea de vânzare a fost dată anul trecut, am avut o altă hotărâre prin două anexe. Una dintre anexe cuprindea acest imobil care urma a fi vândut. Nu s-a vândut imobilul, nu s-au arătat interesați, nu s-au grăbit să investească. De altfel știm cu toții că în ultima perioadă de timp unele multinaționale și-au redus foarte mult capacitățile de producție și probabil că nici nu vor investi în viitorul foarte apropiat, ținând cont de faptul că și-au redus cu până la 40% capacitățile de, adică producția, îmi cer scuze. Deci chiar cred că putem să concesionăm teren, chiar cred că nu trebuie să vindem absolut tot ce avem. Au avut posibilitatea să cumpere, nu au făcut-o. Cam asta este. Această viziune a conducerii municipalității, respectiv a celor din PNL, nu este în concordanță cu viziunea premierului Dacian Cioloș, care este de părere că pământul nu trebuie vândut străinilor, ci valorificat de comunitățile locale. Astfel, premierul Dacian Cioloș a declarat în cadrul vizitei efectuate luni 21 martie 2016 în județul Alba că pământul este o resursă esențială pentru comunitate, care cu greu poate fi obținută după ce a fost pierdută. Și vreau să vă spun un mesaj foarte clar. Nici eu nu-mi doresc ca pământul să fie vândut la străini. Îmi doresc pământul să fie utilizat de comunitățile locale, pentru că e o resursă pe care greu o puteți obține din altă parte. Și nu o puteți, practic, obține din altă parte. Dacă o pierdeți, odată ce ați renunțat la o astfel de resursă,
cu greu puteți să obțineți înapoi. Cu toate acestea, proiectul de hotărâre privind vânzarea unor active proprietate ASC Uzina Electrică Zalău S.A. a dosarului de prezentare și a prețului de vânzare a activelor a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 4 abțineri. Ca urmare, comunitatea locală a înstrăinat cam tot ce mai putea înstrăina.